În cursul zilei de marți a survenit o avarie majoră pe conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri de la intersecția străzii Ion Luca Caragiale cu bulevardul 1 decembrie 1918 din municipiul Constanța, instalație aflată deja în plin proces de înlocuire prin programul operațional Infrastructură Mare. Ca urmare, echipele de intervenție Raja sunt nevoite să blocheze două benzi de circulație de pe strada Ion Luca Caragiale pe sensul de mers dinspre strada Baba Novac spre bulevardul 1 decembrie 1918 de marți 13 iunie ora 20 până vineri 16 iunie 2023 ora 20. Pentru efectuarea lucrărilor de reparații, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată și poliția locală. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor afectați, dar și participanților la trafic din zona respectivă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor de reparații în timpul pregonizat,